zi specială, facem poze de Crăciun cu familia. Și trebuie să împart. Dă-te jos, prințesă. Rupesc. Poftim. Și pentru noi, Andrei, tot batonul acesta. Doamne, ce viteză! Ce... Avem de luat multe lucruri! Să hai, fac... te ajut! Să ții lucrușoarele, ma! Mamă, cât de pungi! Da. Bun, ce drept! Unde ați venit? Bine ați venit! Ah, ce frumos! Ce mare te-ai făcut! Nu mai. Hai că, uite, mai avem mai avem noi turtă dulce. Ia o văzut la cum ce are. Dacă îți dăm mai multe, partea noastră, tot ce... Nu mai vrei? Tot ce le dați voi, poți. Mai stai, uite, acolo în pat și stai așa prima oară. Bine, stai așa acolo, pe față, îți facă pe mașină. Mi-am băgat pe față și pe vrei să te desfaci, să stai lângă sofa, iar descansă-l cu găstea lângă sofa. Hai să stai și tu lângă sofa. Trec și eu mă lângă sofa, că e de-aia ți-a plat azi dimineața toată ziua. Că aia după sofa e. Mi-am zis, știu. Uci după sofa! Hai, nu mai încă. Stai lângă sofa, acolo! Stai în picioare! Stai în picioare să vadă că ești tu de mare! Sau la ea! Ce! Ce tare! Ce e acolo? Și pe mine nu mă închide nimeni. Uite puțin cum am închis strâmb. M-am închis strâmb. Nimeni nu mă ajută să mă închidă și pe mine. Nimeni. Și eu tot timpul. Anul trecut, Noa, azi mi-ați făcut toate cutiile de carton, că de carton și speram să găsească un cadou înăuntru. Și ziceam, Noa e gol, nu e nimic înăuntru și el. Și ele tot desfăcea și i-a făcut un dezastru. Ups! Acum fac eu dezastru.
încălțit, m-am făcut frumușic acum. La Brad. Mergem la Brad. Unde e Brad? Uite la... Unde e Bradul? Faci și noi. O, uite, mă, stai că dau fac mai da, să te... Unde trebuie să ne învățăm? Am celălalt acolo. Ai, patru ferii lui am născut pe Noah, o prietenă bună ne-a făcut cadou, ședință foto aici la Family, Lile Bupa Family. Și de atunci, în fiecare an de Crăciun și numai de Crăciun, am făcut și de Paște și de Ziua Copiilor. Mai mereu ședințele foto pentru că astea ne rămân amintire și sunt, după părerea mea, cea mai frumoasă amintire pe care o putem avea cu toții. Chiar dacă acum toată nebunia asta cu digitalul, pe mine să știți că nu neapărat că mă depășește, îmi place foarte mult, însă una este când ai poza acasă reală, în album și te uiți, scoți toate albumele, le luăm la rând de multe ori și ne uităm pe ele. Uite ce mic era Buboaia și uite Sofia cât a crescut, uite mami și tati ce au îmbătrânit. Și tot așa. Acum e mai frumos. Ce? Ești mai frumos. Mulțumesc, bulita mea. Ce frumos a venit de la tine. Te iubesc. Mulțumesc. Și eu mă bucur tare mult să avem aceste poze în albume, să ne uităm în fiecare an și când avem un safir le arătăm și le spunem, uite ce frumoase sunt albumele noastre. Îmi pare rău că nu am făcut asta de când era Sofia bebeluș, da? Na. Niciodată nu-i târziu. Avem poze multe, toți, și albume frumoase și de Ziua Sofiei. Mi-e place ăla când eram eu bebe și eram acolo în fața teatrului de acasă. Așa. La bancă sau pe ce stăteți? Că mă țineați și tu ăștia de braț. A, da, stai puțin că nu l-avem un album. Nu, poza. Poza aceea, da. Era mică. Sofie are 11 ani și ceva. Merge pe 12, deci aia s-a mărit. E foarte mare. Să sperăm că putem în fiecare an să venim să ne facem pozele de Crăciun. Eu mă uit așa cu mult drag. Când se apropie Crăciunul și știu că trebuie să facem ședința foto, sunt înnebunită. Iar fugi în oraș, iau pe oră. Am mers cu Sofia, anul ăsta am fost cu Rami, cu sora mea. Și am fost în oraș, am purtat haine multe să luăm ca să avem pentru poze, să fim toți într-un tot unitar. Este destul de greu, complicat, dar sper că ne-a ieșit. Anul acesta, într-adevăr, ne-am mișcat mai repede, dar mai greu. Pentru că Bubu nu mai stă deloc la poze. Sper că v-a plăcut ce ați văzut astăzi. Nu uitați să ne dați like și subscribe și ne vedem data viitoare. Și notificările. Clopoțel. Clopoțelul, vă pupăm mult, mult, mult de tot.